avem în dispoziție o eternitate pentru a împlini visele. Deci, cu siguranță, timpul a devenit cel mai prețios talisman al vieții. Cu această ocazie, aducem zâmbete, pace și armonie în casele celor dragi. Să le lăsăm amintiri, emoții de neuitat, bucurii fără margini, senzații tari pentru tot anul. Bună seara, toată lumea! Bună seara, stimate mangeat! Dumneavoastră sunteți azi complicele la toată această surpriză. Cum vă gândiți? Cine a putut prin intermediul nostru în această seară să vă facă emoții pozitive? Și n-au uitat dumneavoastră de această zi importantă pentru dumneavoastră. Cine ar fi vrut să tibă lângă dumneavoastră, la masa de sărbătoare, să vă spui sincerul la mulți ani? Nu știu, mă gândesc în primul rând la soară din Canada sau fata cu o fetiță am, soră geamă, Laura, din Franța. Adică fata vă gândiți? Fata și ori soră, din doi una. Bine, domnule, vedem pe parcursul cine sunt autorii care vă doresc multă sănătate, fericire, dragoste, visele cele bune să vă devină realitate. Vă dau această tortă, să fiți așa mereu, dulce și prieteni adevărați lângă dumneavoastră. Torta este pentru dumneavoastră, mă, să sărbătoriți fibă torta. Și am eu și pentru dumneavoastră, stai așa. Dă-l la urmă. Să mă uităm. Am fost mandatat ca să fac să fiți regele acestei țări minunate, să fiți regele. Împăratul nostru, uite! Regele Oleg, stimată magiat, de dumneavoastră aveți alături o regină care timp de 30 de ani împreună, da? Are grijă în fiecare dimineață să vă trezească, să vă ude, să fiți un bărbat. Ați crescut 3 regine frumoase, 3 gine. Nepoate și un nepoțel, da? Da. Care pentru asta trebuie să-i mulțumim și Ike, tot? Opa, și ăsta, băi. Moștrișor. Care are grijă de voastră. Bravo. Pentru dumneavoastră. Că ies grijă de fiecare viață o trezești. Dar de nează vă încurcați la nează. O, băi, 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 băi. A fost și unde mult ziua dumneavoastră, da? Ei, noi am întârziat că avioanele nu zburau, atâta m-am întârziat. Am întârziat aeroportul. Și? Scoate zi! Unde voi să spun? Cum spune? Mă, mă, ca că nu știu. Mai bun, uita, că nu-l controlat. Băi, tu n-ai narcot, ce gros! Cum spune, la orice masă de sărbătoare, trebuie să iubă și o șampanie, să iubă veselia mai mare. Șampanie este pentru dumneavoastră. Așa, ai înțeles și asta? Am văzut? Nu, dar nu te-am mânci! Trebuie să-ți iei de frică! Da, da, da! Fiecare-n parte, bine! Fiecare-n parte, cu ciocuriță, da! Dar poate o pune stel, poate spune chiar, da! Eee, nu mai ești, nu trebuie să fie eu și eu! E cu dată, e pentru șase chestii! E, fiu, nu! Băi, și regică, nu mă mai gândesc și eu și regică. Băi, unde ai văzut regică? Nu mă mai gândesc, nu mă mai gândesc, da? Ne vezi că repită, mă, cu fără. Dacă n-am chiar trebuie să iei. Domnul Oleg, mă trebuie să iei seama. Dacă e mai ce? E seama, e seama, ține-o, ține-o, ține-o. Și foarte două. Nu și regică, nu? Pe care în parte îți pui pe o dorință? Dorință, dorință. Da paharile, eliberați paharile, că oare așa, oare așa, le-am plebit. Dacă eu sunt de la urmă, sunt ele de jenă. Regina, ne v-ați tot? Da? Da, și vă pare. Asta e unul cu urmă. Nu, asta e eu. Paharul, să știu și de stai să-i dau. Aproape dulci, nu...
Priza asta e. Nu-ți poate că bărbați fie mai mult. Nu. Vreți că mă culc eu? Dacă așa mă jonteaște, mie tu mai gândești. Toarnă, te rog. De la mine, de la mine, toarnă, de la mine. Eu știu toarnă. Da, da. Și acum, da, da. Domnule, aici a surpriza în continuu, că era mușul. Era cum, era cum. Și acum, da, stimate rege, încă o dată îți spunem la mulți ani, fiecare lacrimă să fie dulce, să fie doar de bucurie. Și acești autori care v-au făcut surpriza, îi invităm să vii cât mai curând acasă, care îi vă iubesc, că se plânge din trupul dumneavoastră și vă iubesc foarte mult, dar încă surpriza în continuu, nu se termină aici. Vreau să ciocnesc de șampanie în această dată, orice masă sărbătoare să fie masă mai cu veselie. La mulți ani! Hai ciocnim toți, la mulți ani! La mulți ani! Mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, regele Muriel, să trăiască, la mulți ani trăiască. Regele, domnul Lec, să trăiască, la mulți ani trăiască. La mulți ani, mult. Stimate rege, este regele serii, la mulți ani. Mai întreb încă o dată, poți cine crezi că este? El e confuz. Eu am spus, de-am gata, altcineva, eu știu. Am mult de democ. Democ, și îmi zici de azi, să rămâi rege și regină în casa mea tale, alături de... De regină? De regină, de corect. De genere? Din ticele dumneavoastră, din nepoate și nepoțel. Da, de frat, surori. Guzgumaie. De regină să ai grijă numai de tot. Guzgumaie, de-a mult să-i duci împăratul, Oleg. De azi e gata, îi zic. Mai am aici în cântul dumneavoastră. Așa, am o diplomă care are tot niște cuvinte scrise pentru dumneavoastră. Această diplomă este decernată celui ce este copil așteptat, frate drag, soț devotat, tată înțelegător și bunel iubitor, domnul Oleg Stoica, pentru calități și merite extraordinare, pentru realizări frumoase pe parcursul acestor 50 de ani, alături de cei dragi, din partea comitetului familial, cine? Corina. Talmaci. Talmaci. Corina. Valeriu. Tadeus și Rebecca. La mulți ani. Fii sănătos. La mulți ani. Ține diploma. Bravo. Iar noi am venit din departare, cu urare, din la cineva pentru dumneavoastră care v-au scris câteva cuvinte special dedicate. Ei nu au dormit la rând, care v-au scris niște cuvinte foarte frumoase din suflet pentru dumneavoastră. Drag frate, cumnat și unchi, uite că ai ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani. Privește această zi specială ca pe o pagină nouă din povestea vieții tale. O poveste care va deveni tot mai frumoasă cu fiecare filă ce va veni. O poveste fără de sfârșit. Ziua ta e o sărbătoare și pentru noi. Chiar dacă suntem departe, să știi că suntem alături cu inima și cu gândul, sufletul lângă tine. Ne amintim cu plăcere de clipele viețile petrecute împreună, de bună dispoziție și de râsul tău răsunător și multipsitor. Ce am putea să-ți urăm de ziua ta? Desigur, toți ți-au dorit sănătate, bucurie de la copii și nepoți, dragoste și noroc. Noi ne alăturăm la aceste urări frumoase și dorim mulți ani înainte alături de familia ta frumoasă. Să-i străiești clipa și, în ultimul rând, vacanță fizică și sufletească, căci ai realizat până acum tot ce poate să-și dorească un bărbat și un gospodar adevărat. De asemenea, îți dorim tot binele din lume, așa cum noi dorim și nouă, să nu-ți niciodată tristețe și singurătate, să fii mereu vesel și înconjurat de persoane dragi sufletului tău. Astăzi este mare sărbătoare, e ziua ta, trăiește din plin. Cu mult dor și drag te cuprindem strânsora Corina, cumnatul Valeriu, nepoții Tadeus și Rebecca. Sperăm că ai rămas plăcut de surpriza în această seară și vom rămâne ca amintire, căci totul în viață este trecător și rămâne numai amintirea. La mulți ani, să fii sănătos! Mesajul ți-l dau, dar peste 7 zile vești între cuvintele. Noaptea nu ați doarme slăbiți. La mulți ani, încă o dată. Fii sănătos. Iar acolo, unde e telefonul dumneavoastră? Mai am o surpriză. Este telefonul. Dați-mi, vă rog, telefonul. A dumneavoastră. Da, unii tipul. Eu dăm tine suverenie, la mulți ani, mulți bani, feresc mult sănătate, succes și o rezervă frumoasă cu adevărat. La mulți ani, 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 la m
Eu cred că ai lacrimi de bucurie, emoții pozitive, domnul Oleg. Și e acolo care ne privesc, ce le spui lor, surui, cumnatului? Mulțumesc foarte mult din suflet, nici nu m-am așteptat la așa surpriză. Vă iubesc și eu mult și sper că în viitor apropiat vom întâlni, vă voi putea prinde și săruta. Mulțumesc, nici nu am cuvinte să vă... Emoții foarte mari. Să mai veniți acasă. Acasă nu vin. Doamna Regina, iar dumneavoastră aveți grijă de acest bărbat, de acest rege, ce îi spuneți în această seară frumoasă? Oi, ce să-i spun? În primul rând, doresc mult sănătate, bună, încăptate. Dumnezeu să-l aibă în bază, să-i dea putere și să ajungem pe adânci bătrâneți împreună, alături cu de copii, din nepoți. De toți împreună care suntem la masa aceasta. Și îi mai doresc încă o dată mulți, mulți ani înainte. Fericiți! La mulți ani! Fericiți! M-au sunat, să mă pui Vitor să grăiesc. Era cum vin și el. Ce spui regiul acesta care are grijă de tine? Eu cred că să vorbesc din partea la toată să-i surueți. Una a plecat peste hotare, cea mare e lângă noi. Scumpă nu suplică. Primește-mi dar cel mai cadier și frumoase urări din partea noastră. În acest sosit clipa în care trebuie să-ți mulțumesc pentru că existi pentru noi, pentru cei ce ești, pentru cei ce faci pentru noi. Îți dorim din tot sufletul multă sănătate, multă dragoste, multă iubire și îți mulțumim pentru că ne-ai ajuns necondiționat, cu o vorbă, cu o faptă și, în ultimul rând, pentru că ai avut grijă de noi până la această vârstă. Zâmbetul să nu-ți dispare niciodată de pe fața ta, iar ochii tăi blânzi și calți să strălucească atunci când ne vor vedea. Sunt mândră că am așa tată, sunt mândră că am așa mamă și vreau să vă spun că vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc din tot sufletul, mă închin până la pământ pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați ajutat să ajung ceea ce sunt azi, m-ați ajutat să am o familie și eu, în schimb, v-am dăruit un nepoțel care vă iubește la fel de mult. În partea noastră vă mulțumim pentru tot și vă mulțumim pentru cei ce ați făcut pentru noi. Vă mulțumim! Nu, dar eu nu am zis eu cu mine. Vă dau pe doamna. Vă dau. Dar nu familia mea, eu cu mine alivrări. Eu mai las o casă. Domnul Lec, la mulți ani. Iar acum vă dau dumneavoastră, ce le spuneți autorilor care v-a făcut această zi atât de specială? Eu am spus, mulțumesc foarte mult. Și așteptăm să vii cât mai curând acasă, da? Asta e neapărat, dar păreri de rău, cred că înapoi nu o să mă întorc. Asta e s-o stabilit de acolo, de acum cu traiul și... E la Dacia, zic. E la Dacia. Sperăm că vor veni, cum vor fi, este încă mama, părinții sunt. La mică este în viață, prieteni de rău, tatăl ne-a lăsat cu o ani jumătate în urmă. Dar asta e viața, nu avem ce face. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată din suflet și mulțumesc pentru surpriza care mi-ați făcut-o. Și vă iubesc foarte mult. Vă spun, aștept nerăbdare să vă îmbrățișez, să ne vedem. Cât tare e departare, e tare grea pentru toți. Mai ales când frate și soră și... Hai, iartă-mă și o salutare acolo. Mulțumim! Bună seara și am rămas foarte surprins de surpriza care astăzi noastră împreună a inițiat-o împreună cu sora, fratele, fiicele care ambele sunt aici și una în depărtare. Știu că sângele apă nu se face. Știu că dorul e mare. Fie mari, fie țări, depărtarea te doare. Suferi mult. Dar, în schimb, în această seară ați făcut o seară plăcută, împreună pentru Cusco, pentru toți împreună care suntem alături, pentru
mama, pentru bunica, care, din păcate, greu se deplasează și n-a putut veni la masa de sărbătoare. Vă dorim, dragă familie, împreună, de acum înainte, să fiți regi, rege și regină în casa dumneavoastră. De acum înainte, încă 50 de ani, mână la mână, cot la cot, fie la rău, fie la bine, împreună cu copiii, fietele, nepoții, nepoțelele, să le călăuziți drumul, să le vegheați, să le ajutați și bunul Dumnezeu să vă aibă în pază. Și dumneavoastră, cei din depărtare, la mulți ani pentru tăticu, pentru frate, să fiți sănătoși, să vă aibă și pe dumneavoastră bunul Dumnezeu în pază și cât mai curând veniți acasă, de aici, de unde ați pornit, de la țărâna, din satul Corpaci. Vă mulțumim! Pentru așa seară! Păi ești pe mine, mă, nu e! Hai, pasezi, pasezi, băie, vezi? Nu vreau să iei. Vreau să mai spui cineva? Hai la mulți ani, bro. Nu, eu să-mi zic că doamna... Nu, doamna Iura vreți grească. Nu, eu vreau la mulți ani, mi-am avut ce să-i spun. Frate. N-am ce spune mult atâta, numai la mulți ani. Urez mult sănătate. Principalul să fii sănătos. Domnul Regi, dar eu zic domnul Regi, domnul Regi și sănătos. Mulți ani și Regina și e lucrată. Regina la mulți ani. M-ai scos din postul Regi. Gata, Regi, domnule. Vreți de ascuns cu Valeric ceva, în toți camere? Eu fost de când, la ceva. Da, o, da, ia, 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 ia. De gitara. A, de gitara, un cânt de gitara, ce fain. Un cânt de gitara, mă. Eu sunt departe și mi-e dor, dar nu mă plâng de soarte, căci fac ce pot pentru cei dragi, rămași pe un colț de hartă. Am învățat să mă descurc și aici sunt printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc și banii. Dar eu mă cred încă mai cred, speranța nu mă lasă, că știu că odată într-o zi voi reveni acasă. Și că va fi un cer senin și drumurile bune, iar frații mei un bun venit de suflet îmi pot spune. Eu sper că voi nu m-ați uitat și timpurile grele, pe veci nu m-am străinat de neamurile mele. Căci mă gândesc cu dor și drag acolo peste ape, mai e un loc pentru-un pribeac departe de-i aproape. Dar eu mă cred, încă mai cred, speranța nu mă lasă, că știu odată într-o zi voi reveni acasă. Și mă gândesc cu dor și drag acolo peste ape, mai e un loc pentru-un pribeac departe de aproape, mai e un loc pentru-un pribeac departe de aproape. Bravo, bravo. Nu, tu ne-ai făcut surpriză, m-ai dat jos. Eu sper că ți-a plăcut, vreau să-ți rămână în amintire. M-am gândit foarte mult, am avut nopți dormite, dar vreau să știi, am vrut să redau cât de tare ne lipsesc și cât de tare aș fi vrut să fiu alături de voi în această sală. Și nu numai eu, dar și Valera și băieții tot. Au participat tot, au fost foarte activ. Mulțumesc foarte mult! S-a văzut! Și... Da, și să vă spun încă o dată că vă iubesc foarte mult și țin la voi și cu
respinge la toți care vă înconjoară. Și mulțumesc lui Victor că a făcut din imposibil posibil. Mulțumesc lui Otilia, complicele meu, care m-a ținut la curent cu tot. Eu o să-mi țin că ceva este, ceva este. Am să-mi țin, dar nu știam și. Maia, că ți-a organizat așa, așa masă frumoasă și bogată și la toți, la toți care au participat și au fost alături de tine. Eu vă iubesc foarte mult și vă cuprind cu mult drag și cu mult, mult dor. Mulțumesc. Și noi vă iubim. Și noi vă iubim foarte mult. La fel vă așteptăm acasă la masa noastră rotundă. Mulțumesc din suflet. Cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Pe cealaltă acolo un vină s-a întrebat, nu știu dacă l-ai văzut sau nu, până seara la toată. Anul văd piura. Dacă e piura. O seară frumoasă la toți în continuare. Cus colegă, duc cu lotcă, că el plânge să-ți facă mare și-ați duc cu lotcă. Să treacă și tu ce am. Noi spunem o seară plăcută și regele serii te invită la masa lui de sărbătoare. Este copilăria. Chiar și dacă nu mai ești copil, bucură-te de lucrurile care îți umple sufletul de emoții. Pentru noi, cei de la surpriză pentru cei dragi, ne găsiți mereu pregătiți pentru a vă pune în scenă un adevărat spectacol de flori, cadouri, trăiri intense, emoții pentru orice tip de evenimente.